când avea recepțiile cele mai mari, lua cei bucătarii cei mai buni din țară, ca să-i gătească noi acolo. Cu ocazia sărbătorii de 1 mai și de 23 august, președintele României făcea o mare masă, o recepție mare, unde invita toți marii membri de partid. Dacă ăștia vin la noi, ce ne facem, Petrule? Cum îi tratăm? Puneți mâna și pregătiți cadre. Eram niște bucătari cu experiență, niște bucătari buni care ne făcea meseria. E nici în anii aia frumoși, nici după, n-a existat cineva care lucra acolo să plece cu ceva de la gospodăria de partid. După cel de-al doilea război mondial și instaurarea comunismului în România, a ieși la un restaurant și mai ales la unul de lux nu era o chestiune de zi cu zi. Puțini erau cei care își mai permiteau costurile unei astfel de tratații. Scriitorii cu bună deschidere obțineau niște drepturi de autor fabuloase, erau plasticienii foarte agreați, ale căror lucrări erau cumpărate, erau actorii cu tarife mari și care aveau angajamente în mai multe părți și în cinematografie și în teatru simultan, care ar fi putut să justifice respectivele cheltuieli. Am angajat Piccolo, un restaurant care se deschidea atunci, veneau somități, veneau artiștii de la Luceastru Zabulandra, George Fraca, Cela de la Brancea, Fina Cocea și Tanții Cocea, venea Saduveanu. Saduveanu era o somitate, îl citeam cu multă pasiune toate poveștile lui. Mi-amintesc că îi aranjeam fața de masă și, ca din greșeală copil fiind, ziceam și eu să mă ating de el din greșeală, așa, cu mâna, să zic și eu că m-am atins de marele Saduveanu. Era foarte sobru, nu vorbea, își cerea șparțul lui, cafea, ceva, nu lăsa bacșiș, își aduna toți mărunțișul ăla, îi punea bine, așa, dar pentru mine era o mândrie că serveam pe Saduveanu. Comuniștii români trăiau o dilemă. Pe de o parte, se socoteau apostolii luptei împotriva exploatării omului de către om. Pe de alta, își doreau să poată beneficia de servicii de lux, care, în opinia lor, erau în concordanță cu funcțiile de conducere pe care le ocupau. Există o altă relatare a fostului șef de cabinet al lui Gheorghe Iudeș, Paul Sfetcu, fost muncitor la atelierele CFR Grivița, care, tânăr fiind, împreună cu un alt coleg, s-au dus într-o seară, într-o cârciumă, într-un restaurant, să aniverseze și ei ceva. Evident că au fost recunoscuți și a doua zi au fost reclamați la Gheorghe Iudeș că au făcut un chef monstruos și că populația de acolo, mușterii, clienții, au fost extraordinar de deranjați. S-a verificat, s-a constatat că nu consumaseră decât o sticlă de vin și Gheorghe Iudeș i-a avertizat. De ce nu faceți o petrecere acasă? Nu ieșiți să vă vadă lumea. Între îndatoririle liderilor politici, intra și reprezentarea țării în fața oaspeților străini. Aici, comuniștii au descoperit repede că sunt deficitari. Bucătăria românească înainte, în perioada interbelică, era la un nivel foarte mare. Casele nobiliare de aici trimiteau bucătari să se specializeze în Franța sau aduceau bucătari din Franța să le specializeze bucătăria. Și am pomenit și noi, Itu, Moise, Sărățeanu, Gheorghe Stoica, Zalupca, Rudolf. E bine, odată cu schimbarea regimului, acei bucătari care erau formați în școala veche au fost eliminați. Conducătorii noștri de atunci erau invitați la diferite simpozioane, diferite conferințe, diferite întruniri în afara țării. Și acolo erau tratați cum se cuvine. Gheorghe Iudeș zice că la o astfel de întrunire a tras de mânică pe Petru Broza, care era primul ministru. Dacă ăștia vin la noi, ce ne facem, Petrule? Cum îi tratăm? Puneți mâna și pregătiți cadre. Cum erau doritori să le capteze bunăvoința și să facă niște afaceri cât mai profitabile și totodată să le demonstreze, iată, noi, conducătorii comuniști, nu suntem niște troglodiți, știm să ne comportăm, știm să mâncăm așa cum trebuie, știm să folosim vesela și tacâmurile în mod adecvat, știm să purtăm o conversație la masă.
au trebuit să recurgă la un personal angajat, la un personal specializat, cu totul mai altfel decât femeile pe care le angajaseră slujnice și menajere înainte. Școlile profesionale de bucătari urmau să acopere necesarul de lucrători în unitățile de alimentație publică, iar cei mai buni să ajute la reprezentarea țării cu succes în fața oaspeților străini. Școala profesională de ucenici bucătari a început în 1955 toamna și s-a terminat în 1958. A fost școala bucătorilor în 1957-60. Mine, din familia mea, era în meseria asta. Am trebuit școala cu calificativă de bucătar 2. În perioada aceea, care era o perioadă foarte neagră pentru România, adică nu prea era mâncare, nu prea era aia, mă cam înspăimânta. Că atunci când voi fi mare, o să merg la un serviciu și trebuie să-mi iau pachet. Și atunci am decis, mă fac bucătar. Erau 3 locuri de bucătari. Și am fost 12 sau 15, 15 pe locurile acelea. Și am reușit. Școala de bucătare am început-o în 1968. Practic, eu am vrut să fiu ospătar. Dar nu mai erau locuri la ospătar, că toți fugeau pentru ospătari, nu mai erau locuri și automat a trebuit să merg la bucătari. Și așa a fost să fie. Am făcut școala de bucătari între anii 1969 și 70 la Târgu Mureș. Școala de bucătar am făcut-o în Șoseaua Viilor, la școala profesională de bucătar, în 1968 până în 1970. 2 ani. Tatăl meu a fost ospătar, mama a lucrat cameristă la Atene Palace și mi-a plăcut și am ales și eu această meserie. În aceste școli se punea în primul rând accentul pe practică, astfel că viitorii bucătari se specializau alături de cei care fuseseră mari maestri în bucătăriile regimului trecut. În vremea mea și practica se făcea 3 zile din săptămână, practică, numai practică, și 3 zile școală teoretică. Noi de la școală nu eram repartizați în practică decât la restaurantele cele mai însemnate. Atene Palace sau Ambasadorul, Grand Hotelul, Capșa, Aro Palace din Brașov. Am făcut practică la Atene Palace Hilton cu mai mulți colegi. Eram la domnul Tutilă, care el răspundea de noi, 50 de elevi. Trebuia să lucrăm numai 6 ore. Domnul Tutilă nu accepta așa ceva și lucram 8 ore ca orice muncitor, dar aveam bursă. În primele luni ne-a dat 930, după aceea 1050 sau 1100 bursă. Acest maestru Tutilă ne-a impus de la început, cu o severitate rar întâlnită. Programul era program. La ora 6 trebuia să fim în bucătărie, noi elevii, până să vină bucătarii cei calificați, făceam un fel de mise en place, adică pregăteam tot ce trebuie pentru să le aibă ei la mână, mari bucătari. Și la ora 2 aveam, se termina programul, plecam la școală, la ora 3 începea școala. Școala ținea 4 ore, 5 ore, până seara. Și la mergeam acasă, a doua zi din nou. Nu am avut în 2 ani de practică nici o zi liberă. Nu am știut la început fructele astea exotice. Pentru că dacă n-am avut ocazie și n-am văzut, fructe exotice nu existau pe timpul ăla. Erau astea ce aveam noi, indigeni și banane, portocale, mădine, mandarine și ce era. Restul încolo nu. Papaya, mango, kiwi, de unde? Din poze. Atât, din poze, da. Și nici gusturile nu le știam, vă dați seama, ca să nu știi gustul la kiwi, la o papaya. Și nu știam cum să servește, că trebuie să știi cum să servesc astea, da? Am fost la Intercontinental în Iordania, am văzut pentru prima dată sparanghel. Acolo am văzut și broccoli, acolo am văzut și kiwi, mi s-a părut că este un cartof. Și atunci, de curiozitate, am mușcat în el. Dar l-am mâncat cu păr cu tot, că nu știam că se curăță. Erau multe care nu știam ce să aibă. Somonul femeie. Păi să mănânc la noi somon și a fumat. Aveam mașină de făcut rondele de unt. Aveam mașină de tăiat pâine, tost. Aveam o mașină care tăia toate pielițele de la carne.
băgam mușcă de vacă sau antricotul, băgam mașină, tăiată felii și pe partea aia țelișa și toate tendoanele erau tăiate. Că nu știam cum să lucrăm cu ele. A fost un șoc când am venit la Inter, când am văzut ce multe dotări erau. La nivelul anului 71 eram singurul din România care avea cameră caldă. Cameră! Unde băgai un cărucior cu farfurii, cu preparate și cu cloșuri pe ele, le montai cu o jumătate de oră, putea să stea o jumătate de oră, o oră acolo așa, nu se răceau. Inițial, relațiile diplomatice ale României se reduceau la țările care intraseră și ele sub tutela sovietică. Pe măsură ce delegațiile străine care veneau la noi în țară s-au diversificat, s-a înmulțit și personalul necesar pentru buna pregătire a dinerilor. S-a ajuns ca la astfel de recepții să fie aduși maestri bucătari de la cele mai bune restaurante din capitală și din țară. La timpul lui Gheorghe Udeșcu, recepții cu vise străine, deci după a fost. La Ceaușescu, domnule, nu exista săptămână să nu fie. După 72, să zic, am început să fiu foarte des convocat acolo, la Casa Prezidențială, la recepție. Cred că recepția cea mai fastuoasă pe care a dat-o Nicolae Ceaușescu vreodată a fost cea oferită la Moscova în toamna lui 1965, când merge pentru prima dată, face acea vizită de film la naș, cum ar veni, un fel de prezentare în calitatea sa de conducător al țării. Au transportat cu avionul din România, au dus și alimentele, au dus și bucătarii, recepția s-a dat la înclădirea ambasadei României de la Moscova. S-au pregătit cu icre negre, icre roșii, au avut tot ceea ce ar fi mândria gastronomiei românești din toate timpurile. A fost și salam de Sibiu, au fost vreo 5 feluri de brânzeturi românești, au fost mușchiuleți de vită, au fost cârnăciori. A fost mai ales băutură. Pentru 600 de oaspeți au fost 600 de sticle de vin, au fost 50 de litri de țuică, a fost șampanie, zarea, a fost Coniac, a fost vermut Mamaia, tot ceea ce era cotat ca fiind produs de export, cunoscut și apreciat peste hotare. Dosarul fiecăruia era primordial. Erai curat, participai. Și mai conta și cum te prezentai, cum erai la serviciu, dacă erai meseriaș mai bun, dacă erai cu minte, dacă acolo erau niște reguli foarte stricte. Făceam un teanc de analiză, nu mai făceam cum făceau ceilalți bucătari de rând. La 6 luni de zile, sânge, plămâni și coprocultură. Eu le făceam de 3 în 3 luni. De ce? Pentru că acolo așa se cerea. Și îmi lua exudatul din mâini și de la degete și din gât. Și exudatul e un fel de coronavirus. Acum cu niște dale așa și să nu fii roșu în gât sau cumva să-l îmbolnăvești pe tovarășul. La fiecare pas, medic, ba, câteodată mă enerva. Era chiar șeful sanepidului pe capitală și el cu țigara în gură și să luase două femeie din bucătărie că nu știu ce n-avea. Trebuia să fim foarte atenți, începând de la cum făceam aprovizionarea cu marfa, când o aduceam în secție, că nu trebuia să aducem marfa în secție cu cofraje de ouă, cu ambalaje murdare, totul trebuia curățat, spălat, ca intram cu ele în bucătărie. Aveam cărucioare speciale de inox, le puneam pe cărucioare, aveam cameră de zarzavat. Unde acolo se curăța zarzavatul tot, morcov, ceapă, țel, el venea zarzavatul și cartofii. Zarzavatul venea curățat în bucătărie. Tu luai și îl pregăteai atât. Meniurile, tot de serviciul ăsta de sector special, erau întocmite împreună cu șeful bucătar, mă rog, consultativ așa, și ținându-se seama de multe considerente. De cine este oaspetele respectiv, din ce zonă, ce vârstă are, ce credință, religie are și în funcție de așa ceva, pentru că erau oaspetele nostru și trebuia să-i facem pe plac. Și combinat cu câte ceva de-al nostru românesc, totuși era pe pământ românesc. Ceaușescu ținea un toast, ținea
un toast și acela care conducea delegația străină, după care erau așezați împreună cu soțiile, apropiați cu translatorii în spatele lor, pentru că pe parcursul dineului a recepției, gazdele conversau cu oaspeții. Săraci oamenii care participau nici n-apucau să guste din... și când începea ceva, trebuia masă strânsă. Toți ce le revedeau strânge, le aducea la mase la aproape întregi. Unele erau neatinse. Aveam foarte multe, multe faze. Aveam terina. Nu puteai să o faci de după o zi pe cealaltă. Pateul de foie gras, la fel, nu se făcea astăzi. Acum și să-l servești peste câteva ore. Nu. Practic erau lucruri de făcut cu 24 de ore înainte. Trebuia făcute. Și necesita timp, experiență, atenție mare, pentru că de multe ori putea să nu-ți iasă. Și trebuia să ai și rezervă. Ce făceai în cazul ăla? Dacă nu-ți ieșea, îți venea la masă la ce făceai? Acum totul se leagă de buget. La noi atunci nu era buget. La noi pui bun, se iasă bun. La o delegație care venea în țară, pentru delegația română, 20, și delegația străină, 40 de persoane, era un pic mai bogat. Pentru restul delegației, era alt meniu. Pentru primii 40, își puteau permite și cocktail de creveți, își puteau permite și icre negre, deci nu era problemă. Din cei 20 făcea o parte delegația României în Consiliul de Stat al României. Și ceilalți și din țara respectivă, iar Consiliul de Stat, iar 20 sau 25. Nu era o cifră fixă. Erau dinerurile foarte scurte, nu se întindeau pe o perioadă foarte mare, că nu stăteau de vorbă la masă, stăteau de vorbă la ei acolo unde mergeau. Sală. La recepții niciodată noi cei care eram din alte unități nu găteam pentru președintele României și pentru președintele invitat cel care. Mâncau și serveau același meniu care îl făceam și noi. Dar acele produse erau controlate de medic și nu ajungeau pe masa președintelui să nu fie gustate înainte sau să nu fie analizate înainte. Cu ocazia sărbătorii de 1 mai și de 23 august, președintele României făcea o mare masă, o recepție mare, unde invita toți marii membri de partid, președinți de județe, ce erau, secretari de partid din toată țara. Și se strângeau cam 4-5 mii de persoane. Atunci se făcea foarte fastă bucătăria. Curcani așezați, fazani, multe piese, pește întreg, se prezentau trase în aspic. Și era nevoie, nu aveam așa multe camere frigorifere și mergeam în mașini frigorifere, în tiruri frigorifere, pentru că nu aveai spații frigorifere în restaurantul respectiv, să pui atâtea peste. Mașinile erau dotate cu rafturi, după ce trăgeai curcanul sau fazanul sau peștele în aspic, îl puneai în platou, în foliat, în raft. Și după aceea pleca mașina cu el la Znagov. Tot ceea ce rămânea de la o recepție, de la un dineu, chiar atunci când Elena Ceaușescu primea niște oaspeți la Icechim, un grup foarte restrâns, și chelnerul servea cu ceai, cafea, fursecuri, tot ceea ce rămânea era strâns și dus la gospodăria de partid. Avea foarte multe vizite în țară, Ceaușescu, și noi după el. Jeepul cu tot felul de mâncăruri, de afumături, de băuturi, de toate, nu știu ce. După ce își făcea tura lui, se obișnuia o masă. O masă care o servea de regulă cei de la județean, local de acolo, din cheltuiala lor. Regula era următoarea. Dacă șeful mânca ceva, gusta ceva, gata, totul era la liber, nu se mai cerea să predăm restul de mâncare. Indiferent ce mânca șeful, a mâncat tovarășul. A fost un moment în care Nicolae și Elena Ceaușescu au renunțat, ca în vizitele în străinătate, să ofere un dineu, o masă de răspuns gazdelor, cum se întâmplase până atunci. A spus, este suficient că atunci când vin la noi, noi suntem cei care oferim dineurile. Mulți dintre absolvenții școlii de bucătari erau trimiși, după terminarea studiilor, la specializări în Occident sau la concursuri internaționale de artă culinară. Și dacă tot plecau pe banii statului comunist,
Uneori, liderii acelor vremuri apelau la ei pentru a le pregăti mesele personale. Deci avea obiceiul ca la fiecare masă să mănânce și o ceapă, brânză de vaci proaspătă și o ceapă de apă. Ceaușasca, care era la ea în casă, nu ne-a dat voie. Miroase în sufragerie, nu e posibil. Nu. S-au așezat la masă toți, în sfârșit, deci, păi da, o ceapă de apă n-aveți aici? Mă rog, cheile să mă duc în pivniță, să aduc, până a trecut momentul, a trecut peste ea. Dar data următoare a fost masă la Gheorghe Udeș. Și a apărut între ei o discuție cu vin, a apărut un vin nou. Ceaușescu, stați că-l chem pe Vâlcu. Vâlcu era primul secretar de Constanța, Vasile Vâlcu. Și stai jos, Nicușor. La tine în casă n-am găsit o ceapă de apă și tu îmi ceri mie acum, vin de la... M-am dat ministerul de externe la un moment dat și să vină bucătar să facă și mie un meniu pentru dejun. Și m-am dus și am scris acolo, teline, galantine. Pe urmă am scris filet de șalub, o famă. Și el nu mă știa pe bucătoare asta, zicea că nu poate. Era ministrul Macovescu. Deschide ușa, e acolo pe la birou și o masă mare așa lungă, se ridică de acolo până la ușa. Să trăi tu aici un bucătar. Am văzut ce ai scris aici frumos, bă. Dar spune-mă și noi ce mâncăm. Ce e cu bou, pam, ce e că ciulama. E un fel de ciulama, e cu nucșoară, cu ce nucșoară. În ceea ce îi privește pe Ceaușești, i-au preferat într-una felurile care erau servite în mod tradițional de sărbători sau de duminică. Cele mai rafinate feluri de mâncare pretinse de el bucătarului de înaltă clasă pe care l-a avut sau putea să-l aibă erau ștucă umplută, pulpe de pui umplute, budincă de spanac. Ceaușescu mânca brânză cu roșii și de multe ori sarmale. Lucram cu doctorii de la Sanepid în spate, să vadă cum se lucrează, să nu cumva să cadă pe jos, să nu cumva să fie alterată și tu să o pui în mâncare, să o dai drumul mai departe, să nu aibă gustul schimbat, aspectul schimbat, nu să concepe așa ceva. Cei care erau participanți la recepțiile oferite de Ceaușescu lor, de 23 august, de ziua lui de naștere, de 1 mai, a observat că în anii 80 s-a renunțat la produsele de import, era un semnal dur că va trebui să renunțe și ei. Și în meniu de la aniversarea Elenei Ceaușescu din 1989, chiar m-am uitat cu atenție, singurul lucru de import ar fi niște portocale. Existau avantaje pentru noi și în special erau financiar, pentru că la toate lucrările la care participam eram plătiți. Aveam salariile cele mai bune. Noi câștigam bucătarii și pe timpul ăla cât câștiga un inginer. 3600-3700 de lei, ceea ce era. Și ieșitul din țară era un avantaj, un mare avantaj, pentru că învățam niște lucruri care, și vedeam niște lucruri care în țară nu le vedeam.